noi locuri de muncă vacante disponibile prin rețeaua EURES în țări precum Suedia, Finlanda, Marea Britanie, Spania, Bulgaria, Italia și Republica Cehă, după cum urmează. Germania, 96 de locuri, asistenți medicali, personal de serviciu în domeniul hotelier, bucătari, mecanici, șoferi și electricieni. Austria, 30 de locuri de muncă, ofițeri proiecte europene, electrician, zugrav și tâmplar. Marea Britanie, 70 de locuri de muncă vacante pentru îngrijitori persoane la domiciliu. Suedia dispune de 45 de posturi pentru persoanele calificate în meseria de vopsitori auto și lucrători curățenie. Norvegia, 5 posturi vacante pentru specialiști în cercetare, informatică, comportament uman, inteligență artificială, etică organizațională. Republica Cehă, 50 de posturi pentru șoferi, tractoriști, operatori mașini, unelte. Bulgaria, 20 de operatori în industria prelucrării lemnului și telefonie mobilă. Italia, 60 de persoane, din care 30 de îngrijitori persoane la domiciliu și 30 de asistenți medicali. Spania, un loc de muncă pentru o persoană calificată în domeniul cosmetic. Finlanda, 19 specialiști în domeniul informatic. Detalii suplimentare se pot obține pe site-ul www.dumbovița.aneofme.ru sau la sediul instituției din Târgoviște, Strada Tudor Vladimirescu, numărul 1A.